În această lună, Muzeul Regiunii Porților de Fier a decis să expună în cadrul programului Piesa Lunii cuarțul O Floare de Mină, intrată în patrimoniul instituției în anul 1996, în urma unei donații făcute muzeului de un fost miner. În patrimoniul colecției de mineralogie al secției Științele Naturii și Acvariu din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier sunt incluse flori de mină provenite în special din achiziții și donații. Denisa Bordea și Mehedințul meu. Proveniența acestor piese este justificată având în vedere că județul Mehedinț nu este o zonă bogată în flori de mină. Cele 25 de șantioane de flori de mină din donația lui Gheorghe Mitroiescu primită în anul 1996 provin din Mina de la Moldova Nouă. Piesa lunii aprilie este un eșantion de cuarț, o floare de mină care provine de la Mina Moldova Nouă și a fost donată muzeului de un fost miner în anul 1996. Florile de mină sunt minerale cristaline extrase din subteran, monominerale sau formate din mai multe minerale și capătă calități estetice deosebite datorită formei, culorilor, dimensiunilor cristalelor. Florile de mină sunt o surpriză a naturii. Ele se formează în goluri subterane numite geode. Florile de mină sunt puse în valoare fie prin intermediul colecționarilor particular, fie prin muzee de specialitate.